Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Astăzi vreau să încerc ceva nou pentru mine, ceva ce nu am mai încercat până acum, mai exact să îmi aleg TBR-ul pentru luna august. Alături de voi îmi voi alege ce cărți voi citi de-a lungul lunii august, iar lângă mine am 10 cărți pe care le voi aduce în discuție alături de voi și de asemenea am un borcan în care, dacă puteți observa, sunt niște foițe. Aici sunt cele 10 titluri pe care numai ce vi le-am arătat, însă eu astăzi voi alege doar 5 și doar 5 cărți din aceste 10 le voi citi în luna august și sunt foarte încântată deoarece totul ține de noroc. Iar cărțile pe care le voi citi în luna august vor fi chiar acum alese împreună. Așa că să vedem ce cărți voi citi în această lună. Dar mai întâi zic să vă prezint acele 10 cărți pe care le-am ales. Prima este cartea Love and Gelato de Jenna Evans Welch. Mai apoi avem cartea You and Me on Vacation de Emily Henry. Meri sălbatici de Nicolae Rusu. Singur pe lume de Hector Malot. Inimi purpurii de Tess Wakefield, de Agatha Christie, Conacul dintre dealuri, Stăpânul inelelor de G.R.R. Tolkien, mai avem cartea Fotograful curții regale de Simon Antonescu și ultima carte este Hoțul de cărți de Marcus Zusak. Vă spun sincer că nu am nicio carte favorită sau nu am nicio carte pe care nu aș vrea să o citesc. Din aceste 10 cărți, desigur, sunt unele pe care le-am început și nu le-am mai finisat sau care sunt noi nouțe. Iar acum este momentul să văd ce cărți voi citi în luna august. Ok. Doamne, am mici emoții. Iar prima carte pe care o voi citi este Stăpânul inelelor. Sincer, vreau să finalizez această carte de citit. Sunt la pagina 313 din vreo 613 cam. Și asta ar însemna că din această carte am de citit doar 300 de pagini. Bun, acum că am aflat care este prima carte, putem să vedem care este și cea de a doua. Sincer, mă bucur foarte mult pentru această carte, mai exact Hoțul de cărți. Hoțul de cărți am auzit mai de la toată lumea pe care a citit-o că este un roman foarte reușit, care merită neapărat să fie citit. Treia carte din TBR-ul nostru pentru luna august este Fotograful curții regale. Această carte trebuie neapărat să o citesc pentru școală, așa că mă bucur foarte mult că am primit-o. Cred că voi mai face așa tipuri de vloguri, iar a patra carte este Inimi purpurii. Această carte este una de dragoste. Eu mai întâi am vizionat filmul, iar filmul pentru mine a fost unul de 5 stele. Pur și simplu l-am privit cu cea mai mare plăcere. Deci acum este momentul final. Voi alege ultima carte pentru luna august. Sper să fie ceva interesant ca și toate celelalte. Și am mici, dar foarte mici emoții. Iar ultima carte este Meri sălbatici. Această carte o am de foarte mult timp, cred că din clasele primare. Și nu am mai reușit niciodată să o citesc, pur și simplu nu mi era interesantă. Poate din cauza faptului că este una poate pentru adolescență. Voi vedea totuși în această lună și să facem o mică totalizare a cărților pe care le voi citi în august. Voi citi Meri sălbatici de Nicolae Rusu, Inimi purpurii, Fotograful curții regale, Hoțul de cărți și ultima carte este Stăpânul inelelor, volumul 1. Cred că a fost un videoclip destul de scurt, dar mie mi-a plăcut foarte mult. A fost destul de captivant, misterios, interesant și de-abia aștept să citesc aceste cărți. Sper din tot sufletul să reușesc să citesc toate 5 cărți în luna august. Iar acestea fiind spuse, ne vedem data viitoare cu un alt videoclip.